Duminică 30 iunie, la Biserica Sfânta Tereza a Pruncului Iisus din Romana a avut loc un eveniment deosebit pentru credincioșii catolici, și anume lansarea oficială a primei Biblii romano-catolice în traducere românească. Lucrările de traducere au fost coordonate de către preotul Alois Bulai, originar din Sagna. Și considerăm că este un moment și o inițiativă de bun augur, întrucât astăzi vom prezenta și aici la Roman, după ce am făcut-o zilele trecute în manieră oficială la Iași și astăzi la Bacău, vom prezenta noua traducere integrală a textelor a Bibliei, Sfânte Scripturi, traducere făcută după textele critice, respectiv pentru Vechiul Testament ebraic și grec și pentru Noul Testament de asemenea grec. Deci vom prezenta această nouă traducere, nu numai credincioșilor noștri catolici, deși este o traducere făcută, adică e prima traducere făcută în Biserica Romano-Catolică din România, dar o prezentăm nu numai credincioșilor catolici, ci tuturor oamenilor de bună voință care vor să cunoască mai îndeaproape Cuvântul Lui Dumnezeu într-o limbă actuală și să se folosească de toate materialele auxiliare pe care noi le-am pus, fie în note, fie în introduceri, fie în partea finală la anexe, în așa fel încât să poată să cunoască mai îndeaproape Cuvântul Lui Dumnezeu. Traducătorii Bibliei au subliniat faptul că această carte nu se adresează numai credincioșilor catolici, poate fi citită de către toți cei interesați și se găsește odată cu lansarea ei oficială în toate librăriile laice.